Bună ziua! E... Ai și cu candidații? Așa mă vreau eu, Cornelia, când fac poze de buletin. Ca la rugă! Ați vrei să fiți alături de noi la depunerea candidaturilor? Mărturisesc că am memorie. Mă simt ca o mireasă la anumită. În fine. Mă duc și depun candidatura cu încredere, cu încredere că vom câștiga și cu dorința de a deschide Reșița investitorilor în primul rând. Merită o șansă și suntem siguri, liberalii, că șansa aceasta se numește Nelu Popa. Reșița are potențial, are perspective și cred că împreună cu toate comunele, orașele și celălalt municipiu Caransebeș pot face aleșii locali care se vor confrunta în această campanie electorală un județ care să fie respectat în România, un județ care să fie reprezentativ, un județ care să poată dovedi că poate renaște din propria cenușă. Total de acord cu tine. Bun, deci hai să ne organizăm. Așadar, depunem candidaturile pentru Consiliul Județean. Echipa liberală este pregătită să intre în confruntarea electorală. Facem acest lucru deoarece considerăm că județul Caraș-Severin, cetățenii județului Caraș-Severin, merită să fie reprezentați, merită să fie administrați într-un mod în care localitățile din județul Caraș-Severin și județul în întregul său să fie reprezentativ pentru România. Ne dorim ca oamenii să trăiască mai bine, județul să fie mai frumos, mult mai apreciat și să fim mândri că locuim în Banatul de Munte. Ne dorim în același timp să avem o campanie electorală curată, să vorbim despre proiecte, despre Caraș-Severin și despre oameni. Evident, alături de celelalte formațiuni politice care și-au depus sau își vor depune candidaturile în zilele care, adică mai mâine, în 26, suntem convinși că județul Caraș-Severin va avea o ofertă electorală bogată și cetățenii, atunci când vor fi în cabina de vot în 5 iunie, vor avea o opțiune astfel încât județul Caraș-Severin să fie pe un drum bun. Acesta este gândul nostru și dorința noastră de a pune Caraș-Severinul pe un drum bun. Nu candidez și la primăria din Caransebeș pentru că nu era corect față de cetățenii din Caraș-Severin să le spun că îmi asum funcția de președinte al Consiliului Județean și la Caransebeș că îmi asum funcția de primar și câștigându-le pe amândouă trebuia să renunț la una din ele. În acest context, evident că relația mea fie cu cei din Caransebeș, fie cu cetățenii din Caraș-Severin, avea de suferit pentru că ei atunci când au votat, au votat delegându-mi din competențele lor, din dorințele lor, în 5 iunie, o anumită funcție. Și mi s-a părut că nu este corect pentru toți. Și în acest sens, evident, am renunțat la ceva ce era sigur, pentru ceva ce mă provoacă până la urmă, ceva ce este mai de anvergură, mai dificil, dar cred că și din această poziție municipiul Caransebeș are de câștigat. În același timp sunt și confortabil pentru că la Caransebeș un alt liberal, un tânăr liberal, un profil de politician, dacă vreți, de candidat, așa cum și-l dorește și societatea civilă și după fenomenul colectiv, încercăm să-l promovăm ca viitor primar. Pentru că nu există succes fără succesori și am considerat că Felix Borcean poate fi succesor sau poate fi un primar care să facă lucruri mult mai bune și mult mai ample decât mine. Am făcut acest pas, asumându-l,
și pasul, asumând și funcția, asumând și riscurile, pentru că am considerat că este de datoria mea față de Caraș-Severin și față de Partidul Național Liberal, față de colegii din județ, pentru că acum au împreună cu mine și cu echipa pe care o reprezentăm poate o șansă în plus ca să câștige primăriile din localitățile în care candidează. Evident că am făcut acest pas și pentru că Iaro Marșalic, colegul și prietenul meu, dorește să facem tandem, dorește, să spunem, din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean să acumuleze cât mai multă experiență administrativă și să fim împreună o alternativă pentru Caraș-Severin, o alternativă bună, în care spiritul lui de a trata diferite probleme cu experiența mea de a administra anumite probleme sau situații în administrația publică, putem, iată, împreună să fim o formulă de succes, pentru că județul Caraș-Severin poate fi, așa cum am spus, o Elveția României. Oamenii din Caraș-Severin pot fi reprezentați și să fie mândri că fac parte din Caraș-Severinul care ar putea renaște. Oamenii profesioniști, nucleul de profesioniști din industrie, din turism, din agricultură, pot avea încredere că împreună cu noi pot face proiecte care să fie utile Banatului de Munte. Nu în ultimul rând, vin în această funcție de președinte, evident, cu ajutorul celor care vor vota, din situația de a fi primar. Niciun președinte al Consiliului Județean n-a fost primar. Știu ce suferințe au primarii, știu ce probleme au autoritățile locale, știu ce dificil este să administrezi o primărie atunci când ai un Consiliu Județean ostil și pot înțelege poate mai bine decât alți candidați toți primarii din Caraș-Severin care vor fi tratați cu respect, cu transparență, fără considerații politice, fără a gândi că unul ar fi de la un partid sau altul, pentru că în localitățile pe care ei le administrează sunt cetățeni cu mai multe opțiuni politice. Și nu sunt vinovați liberalii că într-o localitate este primar PSD, sau nu sunt vinovați PSD-iștii, cetățenii, mă refer cu opțiuni social-democrate, că într-o localitate sunt primari liberali. Așadar, îmi doresc un alt model de politică și mai îmi doresc ceva. Acum 16 ani, când am fost prefect, am fost primul prefect care am deschis ușa principală a prefecturii. După ce am plecat eu, cineva a închis-o. Îmi doresc ca din 6 iunie să se redeschidă ușa principală a prefecturii pentru toți reșițenii și pentru toți cetățenii din Caraș-Severin, pentru că acest palat administrativ nu este nici al lui X, nici al lui Y, nici al unui partid sau al altuia, nu este nici al Consiliului Județean sau al instituției prefectului, palatul administrativ este al cărășenilor. Deci astăzi n-aș vrea să vorbesc neapărat despre listele de la Consiliul Județean. Pentru că pe majoritatea personajelor de pe liste le cunoașteți. Aș vrea poate să mă refer la câțiva oameni care sunt mai în spate pe liste și care au acceptat să candideze pe aceste liste alături de mine într-o competiție care se anunță aproape inedită pentru Caraș-Severin. Sunt câțiva primari, sunt câteva personalități ale județului și cred că n-ar trebui să trecem cu vederea pe cel care închide această listă. Este vorba de primarul de Moldova Nouă, Lupu Matei, despre un alt primar, primarul de Oravița, care acum 4 ani toată lumea îl considera un outsider, care a intrat în politică doar cu câteva luni înainte de candidatură și iată acum are șanse mari să recâștige Oravița pentru a doua oară și nu nemeritat, cu rezultate deosebite. Poate ar trebui să vorbim și despre profesorul universitar tânăr Gabriel Dinu,
care și el este pe un loc onorant pentru mine mai mult decât pentru el pe această listă, și despre o echipă de foarte, foarte mulți tineri pe care îi veți regăsi dacă aveți răbdarea să parcurgeți lista noastră de consilieri județeni de la numărul 1 până la numărul 39. Deci, revenim la un vot politic. După două etape care însumează 8 ani, în care președintele Consiliului Județean s-a ales prin vot uninominal, și sincer eu regret că s-a renunțat la acest vot. Poate votul cel mai corect ar fi fost să fie uninominal. Revenim la votul pe liste, când presa chiar are subiecte savuroase. Jocurile care urmează după încheierea alegerilor poate sunt la fel de spectaculoase ca și competiția însăși acum în această perioadă. Mă bucur și pentru faptul că primii pe listă la două partide mari, PSD și PNL, sunt doi caransebeșeni. Marcel Vela și cu mine, o spun într-o ordine prietenească, și chiar cred că sunt suficiente motive ca lista noastră a PSD-ului să întrunească sufragiile cele mai multe ale alegătorilor din Cara Severin. Mă opresc aici pentru că urmează o campanie lungă, o campanie în care sigur ne veți urmări pas cu pas, de dimineața până seara, uneori chiar și noaptea. Se întâmplă lucruri deosebite, deci haideți să lăsăm și surprizele inerente ale campaniei electorale, da? Să facă savoarea celor care vă citesc și care vă urmăresc pe posturile de televiziune sau pe site-urile pe care le gestionați. Iar m-am mai văzut. Succes, doctore! Da, este un... N-au apucat să pună... I-am dat de la ISU. Da. Hai să ne ocupăm de...